Domnul să binecuvinteze pe fiecare dintre dumneavoastră la o nouă emisiune creștin la timpul prezent. Tema emisiunii de astăzi este strigătul din iad. Iar textul de referință din Evanghelia după Luca de la capitolul 16 de la versetul 19 la 31. Vedem ce e valabil pentru noi cei din ziua de azi. Era un om bogat care se îmbrăca în porfiră și în subțire, și în fiecare zi ducea o viață plină de veselie și strălucire. La ușa lui zăcea un sărac numit Lazar, plin de bube. Și dorea mult să se sature cu frămiturile care cădeau de la masa bogatului, până și câinii veneau și îi lingeau bubele. Cu vremea săracul a murit și a fost dus de înger în sânul lui Avram. A murit și bogatul și l-a îngropat pe când era el în locuința morților în chinuri, și -a ridicat ochii în sus, a văzut de departe pe Avram și pe Lazar în sânul lui și a strigat, Părinte Avrame, fieți milă de mine și trimite pe Lazar să-și moaie vârful degetului în apă și să-mi răcorească limba, căci grozav sunt chinuit în văpaia aceasta. Fiule, i-a răspuns Avram, adu-ți aminte că în viața ta tu ți-ai luat lucrurile bune și Lazar și-a luat pe cele rele acum aici el este mângheat, iar tu ești chinuit. Pe lângă toate acestea, între noi și între voi este o prăpastie mare, așa că cei ce ar vrea să treacă de aici la voi sau de acolo la noi, să nu poată. Bogatul a zis, rogu-te dar, părinte Avrame, să trimiți pe Lazar în casa tatălui meu, căci am cinci frați și să le adevărească aceste lucruri ca să nu vină și ei în acest loc de chin. Avram a răspuns, au pe Moise și pe proroci, să asculte de ei. Nu, Părinte Avrame, a zis el, și dacă se va duce la ei cineva din morți, se vor pocăi. Și Avrame a răspuns: Dacă nu asculte pe Moise și pe proroci, nu vor crede nici chiar dacă ne a înviat cineva din morți. Acest strigă din iad nu este un strigăt imaginar. Este un strigăt real. Domnul Isus Hristos nu a inventat această povestire. Cum unii consideră că Isus a inventat? Iisus Hristos prezintă o întâmplare adevărată. Deci nu este o poveste, ci este o întâmplare adevărată. Acest strigăt este un strigăt real. Un strigăt care a avut loc. În ce constată acest strigăt? Versetul 24 de Nuca 16 spune... conținutul acestui strigăt. Părinte Avrame, fieți milă de mine și trimite pe Lazar să-și mai vârful degetului în apă și să-mi răcorească limba, căci grozav sunt chinuit în văpaia aceasta. Evanghelistul Luca spune că a strigat. Bogatul a strigat. Bogatul era în locul de chin, era în Hades, din locuința morților și a strigat. Unii consideră că nu există locuința morților, totul este doar un exercițiu al imaginației. Totul este doar o ipoteză religioasă ca să spere pe oameni și să devină loiali clericilor. Domnul Iisus Hristos prezintă acest strigăt real. Strigătul din Iad este un strigăt real. Strigătul din Iad este și un strigăt personal. Nu au strigat mai mulți. A strigat un singur om a un om bogat. Interesant că acest om bogat e anonim, nu are nume. Când săracul are nume. Mulți cred că semnificația este dată de bogăție. Dacă ai avere, ai semnificație în viață. Ești cineva. Interesant că omul bogat e anonim aici. Nu are nume. Semnificație în viață. Lazar are și nume are și semnificație, semnificație veșnică. Acest om bogat se îmbrăca în porfiră și în subțire. Era bine îmbrăcat în timpul vieții. Și în care zi ducea o viață plină de veselie și strălucire. Categoric că când ducea o viață plină de veselie și strălucire, erau strigăte, erau râsete. Nici vorba de strigăte din iad. Mulți cred că aceste zile de veselie și de strălucire țin o veșnicie și nu interesează Dumnezeu, nu interesează mântuirea, nu interesează schimbarea vieții. Acest om era dezinteresat să îi se schimbe viața. Credea în această succesiune veșnică a zilor de veselie și strălucire. Dragii mei, aceste zile de veselie și strălucire pe pământ au un sfârșit. După aceea vine judecată fiecare om va fi judecat. Dumnezeu este judecătorul nostru. Dumnezeu este creatorul nostru. Acest strigă din iad este un strigăt personal. Bogatul acesta a strigat. Bogatul acesta care nu a crezut că aceste zile pline de veselie și de slucire se vor sfârși. Fie că tu crezi sau nu crezi, există un sfârșit al zilor de pe pământ fie că sunt pline de vesile și slucie, fie că sunt zile cenușii și de tristețe. Există un sfârșit al acestor zile. Și dacă nu te-ai împăcat cu Dumnezeul tău, cu Creatorul tău, dacă nu ți-ai pus încrederea ta în Domnul Iisus Hristos, acest strigăt din iad se va repeta. Chiar dacă sub altă formă. Chiar dacă nu o să strigi după Părintele Avram. Pentru că acest strigăt din iad este un strigăt de durere. Este un strigăt real, este un strigăt personal, este un strigăt de durere. Ce spune bogatul care a strigat? Grozav sunt chinuit în văpaia aceasta. Strigă din durere. Un chin grozav, chinuit în văpaia aceasta, chinuit în foc, în Hades, în locul de chin, chinuit în foc. Sunt teologi care încearcă să ei zic că fac operațiunea de demitizare a ideii de iad. Că nu există iad, că totul este doar o invenție omenească. Nu există văpaia aceasta, nu există chin. Dumnezeu în bunătatea lui, Dumnezeu în dragostea lui, nu poate să conceapă un asemenea loc. Dar Domnul Iisus Hristos este adevărul. Și fiindcă Domnul Iisus Hristos adevărul, El spune că există un asemenea loc. Există acest strigăt real din Iad, există acest strigăt personal din Iad, există acest strigăt de durere din Iad. E strigătul de durere. Și fiindcă este strigătul de durere, acest strigăt se poate repeta, poate fi strigătul tău. Dacă nu te împaci cu Dumnezeu aici, în aceste zile, dacă nu spui nădejdea ta în Domnul Isus Hristos și crezi în El și-l urmezi pe El, strigătul de durere poate fi strigătul tău. Pentru că. În modul în care vede Isus perspectiva veșniciei, Hristos prezintă o dublă perspectivă asupra veșniciei. O viață veșnică, un loc de binecuvântare. Strigătul de durere conține această expresie, sunt chinuit. Bogatul în timpul vieții pe pământ niciodată n-a spus sunt chinuit. El putea să spună sunt îmbelșugat, sunt plin de veselie și de strălucire, sunt îmbrăcat bine? Dar ce nu mai spune sunt îmbrăcat bine? Nu mai spune sunt plin de veselie? Nu mai spune sunt plin de bucurie? ci spune sunt chinuit! Strigătul de durere din iad conține această expresie Sunt chinuit! Și pun această întrebare De ce Dumnezeu care este dragoste permite Ca oamenii să guste chinul? Și nu un chin temporar Ci un chin veșnic Consider că Dumnezeu, care este dragoste, permite ca oamenii să treacă prin diferite greutăți, tocmai cu scopul de a-i modela, de a le întări credința, de a-i îndrepta, de a-i aduce mai aproape de el, de a-i testa. Prin aceste greutăți, Dumnezeu vede credința, dragostea, speranța și motivația acestora de a-l urma, astfel formându-se caracterul creștin. Încercarea este un proces prin care se dovedește calitatea și vrednicia unei persoane. Încercările sunt teste ale credinței, răbdării, maturității, care au loc prin procesul de suferință. În încercare, credința vine dovedită, în încercare, caracterul vine rafinat, în încercare, dedicarea noastră este verificată și vom învăța să fim sensibili față de cei încercați. Dumnezeu nu a promis că cerul va fi întotdeauna senin, că vom călca pe flor de-a lungul întregii vieți. Nu a promis soare fără ploaie, bucurie fără supărare, pace fără durere. Dumnezeu nu a promis că nu vom cunoaște truda și ispita, necazul și suferința. În schimb, Dumnezeu ne-a promis putere pentru azi, odihnă pentru lucrător, lumină pe drum, har în încercări, ajutor de sus și iubire veșnică. Nu trebuie să echilibrăm această perspectivă despre Dumnezeu. Dumnezeu este nu doar dragoste și bunătate, Dumnezeu este și drept. Oamenii care au vrut să-l caute pe pământ l-au găsit. Oamenii care au fost dezinteresați de el au rămas dezinteresați. Și Dumnezeu îi ține aproape doar pe cei care vor să fie aproape de el. Acest strigă de durere este cauzat de foc. Găsim în scriptură această perspectivă a focului. În Apocalipsa este prezentată această perspectivă a focului că Dumnezeu a pregătit de fapt, de fapt focul nu pentru oameni, ci a pregătit focul pentru cel rău, pentru diavol, pentru îngerii lui. Versetul 10 din capitolul 20 din Apocalipsa spune în felul următor Și diavolul care înșela a fost aruncat în iazul de foc și de pucioasă, unde este fiara și prorocul mincinos și vor fi munciți zi și noapte în vece vecilor. Lacul de foc și de pucioasă. Iar în versetul nou spune despre focul din cer care a mistuit pe rebeli. Lacul de foc. În Hades, încă nu este această fază finală a locului de chin. Este această fază de tranziție. Dar și în această fază spune strigătul de durere. Sunt chinuit în văpaia aceasta. Strigătul din iad, un strigăt real, sus prezintă o situație reală. Strigătul din iad este un strigăt personal, acest bogat, fără nume. Strigătul din iad este un strigăt de durere, dar vedem că acest strigăt din iad este direcționat spre cineva. Acest strigăt din iad nu este direcționat spre Dumnezeu, bogatul nu a strigat spre Dumnezeu, nu a zis, Doamne Dumnezeule, sunt grozav, chinuit în vapaia aceasta. Nu. Strigatul liniar este direcționat către un alt om, Părinte Avrame. Este direcționat către acest prieten al lui Dumnezeu, către Avram. Mai că strigătul direcționat către un om este un strigăt zadarnic. Avram nu te poate ajuta. Mulți cred că după moarte mijlocirea unui sfânt, mijlocirea unui om al lui Dumnezeu ne poate ajuta. Dacă Avram nu a reușit să-l ajute pe acest om în iad, oare Sfântul Anton va reuși? Oare alți sfinți vor reuși? Sunt ei mai mari decât Avram? Nu. Ce spune Avram? De ce nu poate să-i ajute? Nu fiindcă nu are trecere înaintea lui Dumnezeu. Și că nu există ieșire din iad. De aceea, strigătul din iad, un strigăt direcționat către un om, către Avram, este un strigăt al disperării. Ce spune Avram? Avram spune în felul următor. Versetul 25. Fiul le-a răspuns Avram. Adu-ți aminte că în viața ta tu ți-ai luat lucrurile bune și Lazar și-a luat pe cele rele. Acum aici el este mângăiat, iar tu ești chinuit? Până aici sunt de acord toți. De versetul 26 este versetul de controversă. Pe lângă toate acestea, între noi și între voi, este o prăpastie mare. Apar două tabere, noi și voi. Oamenii lui Dumnezeu, ca și Avram, și voi. Adică bogatul dezinteresat de Dumnezeu. Este o prăpastie mare. Așa că cei ce ar vrea să treacă de aici la voi sau de acolo la noi să nu poată. Ce spune Avram? Nu pot să intervin pentru tine bogatule, chiar dacă ai strigat, dacă strigă tu tău din iad, este adresat mie. Dar nu pot să intervin, e prăpastie mare. Niciun om nu poate rezolva această prăpastie mare, nici chiar Părintele Avram. Și niciun alt om nu poate. Între noi și voi este o, o prăpastie peste care nu se poate trece. Chiar dacă ar vrea să treacă de aici la voi, să dacă la noi, nu se poate. Deci pe aici nu se trece. E bine să reținem această expresie. Pentru români, expresia pe aici nu se trece, este expresie din istoria noastră. Nu se trece. La fel, putem să transferăm expresia în această istorie de pe aici nu se trece. Nu se poate trece din locul de chin în locul de binecuvântare și nu se poate trece din locul de binecuvântare în locul de chin. Strigătul din ea, un strigăt al disperării. Și părintele Avram, la care este adresat acest strigăt, spune nu se poate trece, nu se mai poate face nimic. Pentru tine nu se mai poate face nimic. Și atunci strigătul din iad devine un strigăt evangelistic. Și aici este paradoxul. Ne-am fi așteptat să fie un strigăt de durere, ne-am fi așteptat să fie un strigăt real, să fie un strigăt personal, dar să fie un strigăt evangelistic nu ne-am fi așteptat. O dorință evangelistică. Rogu-te, dar, Părinte Avrame, să trimiți pe Lazar în casa tatălui meu, căci am cinci frați și să-l adeverească aceste lucruri ca să nu vină și în acest loc de chin. Acești cinci frați să nu vină în locul de chin. Dorința evanghelistică, să nu vină cei cinci în locul de chin. Nu vreau frații mei să vină în locul de chin. Nu vreau frații mei să aibă strigătul de durere. Nu vreau cei cinci frați ai mei să aibă strigătul din iad. Nu vreau lucrul acesta. Dacă nu se mai poate face nimic pentru mine, dacă strigătul meu este zadarnic, dacă nu se poate ca Lazar să-și moaie vârful degetului în apă, să-mi limba, dacă nu se poate lucrul acesta, măcar pentru cinci, cei cinci să se poate face ceva, trimite-l pe Lazar. Bogatul credea că și acolo din ea dispune de soarta lui Lazar. Așa cum la ușa lui pe vremuri zăcea săracul numit Lazar plin de bube, care dorea mult să se sature cu frămiturile care cădă la masa bogatului, până și câinii veneau și lingeau bubele. Credea că este aceeași ordine terestră, dar ordinea de pe pământ nu va fi la fel după moarte. Este o altă ordine. Dumnezeu aduce o nouă ordine, ordinea finală adevărata viață despre care spune Pavel. Adevărata viață este viața de dincolo. Adevărata viață este viața de după moarte. Viața de aici este o pregătire. Acest strigăt, această dorință evanghelistică se exprimă în felul următor. Să nu vină cei cinci frați în acest loc de chin. Cum -a spune Avram, au pe Moise și pe proroci să asculte de ei. Adică să asculte de cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu este pentru noi o soluție. Cuvântul lui Dumnezeu este pentru noi mijlocul prin care suntem schimbați și transformați. Nu-i place această soluție a cuvântului Dumnezeu. Bogatul din iad respinge cuvântul lui Dumnezeu. Este un strigăt al respingerei cuvântului Dumnezeu. Strigătul din iad respinge cuvântul lui Dumnezeu. Nu vreau cuvântul lui Dumnezeu. Vreau altceva. Eu hotărăsc modul în care să fie mântuiți. Nu, părinte, Avrame, a zis el. Și dacă se va duce la ei, cineva din morți se vor pocăi. Eu vreau ceva spectaculos. Cuvântul lui Dumnezeu să fie substituit cu ceva spectaculos. Oamenii, nici pe pământ, nici în iad, nu vor să primească că mântuirea vine prin Cuvântul lui Dumnezeu. Schimbarea noastră vine prin Cuvântul lui Dumnezeu. Adevărul vine prin Cuvântul lui Dumnezeu. Și de aceea încearcă altceva. Să vină cineva din mor, să fie ceva spectaculos, dar nu cuvântul lui Dumnezeu. Să substituim religia noastră cu orice altceva, dar să nu fie cuvântul lui Dumnezeu. Orice altceva să punem. Asta încearcă diavolul în biserică. Să suprimăm cuvântul lui Dumnezeu. Noi Nu mai suntem mântuiți prin cuvântul Lui Dumnezeu, nu mai suntem transformați prin cuvântul Lui Dumnezeu. Să punem orice altceva, ceva ce să fie atractiv, ceva care să fie relevant, ceva care să placă oamenilor. Nu se poate. Strigătul din iad ar încerca să suprime cuvântul lui Dumnezeu, importanța cuvântului Dumnezeu. Dar Avram răspunde în următor, dacă nu ascultă pe Moise și pe proroci, nu vor crede nici chiar dacă ar învia cineva din morți. Deci nu merge. Nu merge varianta propusă de tine. Strigătul din iad, e strigătul despre care vorbește Domnul Isus Hristos în Evanghelia după Luca. Ar trebui acest strigăt să ne pună pe gânduri. Să înțelegem că acest strigăt este un strigăt real. Nu este o imaginație, nu este o poveste. Acest strigăt este un strigăt personal, acest bogat fără nume. Strigat. Este un strigăt personal, este un strigăt direcționat către o persoană. Este un strigăt care suprimă importanța Cuvântului Dumnezeu și vrea altceva. Vrea o altă formă de mântuire. Dar nu este altă formă de mântuire decât Cuvântul lui Dumnezeu. Este un strigăt de durere, un strigăt de chin un strigăt care are și această dorință evanghelistică. Și așa să mai subliniem o trăsătură acestui strigăt. Acest strigăt din iad este un strigăt venit prea târziu. Prea târziu! Trebuia în acele zile de veselie și de strălucire. Dar nu era interesat în acele zile de strălucire. Disprețuia pe Lazar. Lazar era plin de bube. Lazar era tovarăș cu câini. Era omul care se hrănea cu fărâmitoare de la masa lui. El avea semnificație în acele zile. Atunci trebuia să strige. Dar era prea târziu strigătul din Iad. Dragi telespectatori, ascultători ai Cuvântului Dumnezeu, noi acum trebuie să strigăm la Dumnezeu. Oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Nu este sub cer. Niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fie mântuiți decât numele Domnului Isus Hristos. Nu iadul este locul în care trebuie să strigăm după problema mântuirii, după problema soluției la chinul de acolo. Ci momentul în care trebuie să strigăm este acum, chiar acum. Doamne, cred din toată inima mea în moartea ta și în învierea ta. Domne, te rog, Fii stăpânul vieții mele și transformă viața mea. Domne, vreau să devin un alt om. Eu acum strig, nu în iad, acum strig, acum chem numele tău, acum schimbă viața mea și inima mea. Strigătul trebuie să fie acum. Strigătul din iad este un strigăt venit prea târziu. Trebuie să fie strigătul de pe pământ. Trebuie să fie strigătul din aceste zile. Chiar dacă sunt zile cenușii și nu este celui bogat, dar strigătul după Dumnezeu, strigătul pe Domnul Iisus Hristos trebuie să fie acum strigătul din iad este prea târziu. Fie această prezentare a Domnului Iisus Hristos, care reprezintă acest strigăt din iad al bogatului, să fie pentru tine o experiență de schimbare a vieții. Acum este momentul să strigi după Dumnezeu. Acum este momentul să chem numele Lui în aceste zile, că dincolo nu se mai poate face nimic. Propria asta este foarte mare și rămâne. Strigătul tău după Dumnezeu să fie acum. Dumnezeu să te ajute. Amin.